începutul toamnei debutează la Muzeul Național Cotroceni cu vernisajul expoziției Ansamblu Cotroceni, istorie și arhitectură 1679-1989. Evenimentul de astăzi este unul special pentru Muzeul Național Cotroceni. Expoziția este dedicată împlinirii a 340 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii Mănăstirii Cotroceni, a 30 de ani de la finalizarea lucrărilor de restaurare a ansamblului și a celei de-a 27-a ediție a Zilelor de Patrimoniu European. Domnule director, ne puteți spune despre organizarea acestui eveniment? Da, vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Ne-am gândit să deschidem toamna acestui an cu o expoziție dedicată evoluției ansamblului de la Cotroceni, evoluției Palatului Cotroceni, pentru că pentru noi este o mare șansă și onoare până la urmă. Noi, cei care astăzi lucrăm la Muzeul Național Cotroceni, nu avem un merit direct, ci doar o mare șansă de a contribui și de a lucra într-un spațiu cultural cu o istorie atât de importantă pentru România, nu doar prin bogăția locului, prin arhitectură, prin stilul pe care îl pot descoperi vizitatorii care vizitează saloanele, camerele ansamblului de la Cotroceni, ale Muzeului Național Cotroceni, cât și prin semnificația lui, un spațiu care a avut o importanță atât de mare pentru statul român modern în fiecare dintre etapele lui, de la etapele de reședință domnească până la reședință regală și iată astăzi sediu al administrației prezidențiale, pe lângă faptul că aici își desfășoară activitatea și Muzeul Național Cotroceni. Prin urmare, iată că încercăm să rezumăm această istorie prin expoziția de astăzi și să încercăm să prezentăm pe scurt istoria Palatului, care poate fi descoperită printr-o vizită la Muzeul Național Cotroceni, să o prezentăm pe scurt prin această expoziție. Ne bucurăm că sunteți în această seară alături de noi. Deschidem, ca să spun așa, expozițiile din această toamnă cu această expoziție dedicată ansamblului Cotroceni. Am ales pentru a ilustra prin ceea ce se vede istoria de peste 340 de ani a ansamblului de la Cotroceni, tocmai pentru că sunt niște date aniversare, așa cum am spus, 340 de ani de la ridicarea Mănăstirii Cotroceni, 30 de ani de la încheierea lucrărilor de restaurare ale ansamblului și să nu uităm de Zilele Europene ale Patrimoniului, ajunse la cea de-a 27-a ediție. În ceea ce urmează, aș dori să-l invit pe domnul director general Liviu Jicman să vă adreseze câteva cuvinte referitoare la ceea ce vernisăm în această seară. Bună ziua, vă mulțumesc și sunt bucuros să deschidem, ca să spunem așa, sezonul de toamnă de activități de la Muzeul Național Cotroceni cu această expoziție, care până la urmă spune o poveste, o poveste pe scurt, pentru că ea este una mult mai lungă și mai frumoasă, a acestui ansamblu, Palatul Cotroceni. Cred că pentru noi, pentru Muzeul Național Cotroceni, sau mai bine spus pentru vizitatorii acestui muzeu, șansa pe care o are un vizitator de a parcurge secțiunea veche a Palatului Cotroceni, secțiunea care găzduiește astăzi Muzeul Național, aripa care găzduiește astăzi Muzeul Național Cotroceni, însoțiți întotdeauna de un ghid care spune povestea acestui loc, este un avantaj care astăzi, iată, este expus prin această expoziție și într-o manieră vizuală, pentru că încercăm evocarea evoluției acestui ansamblu de-a lungul timpului, de la punerea primelor pietre de temelie până în zilele noastre, povestea, așa cum vedeți pe pliante, până se oprește la anul 1989, dar am dedicat un panou expozițional și prezentului respectiv
funcționabilității de astăzi a acestui complex, care este în primul rând dedicat sau este sediul principalei instituții a țării, administrația prezidențială și sediul Muzeului Național Cotroceni. Sper ca această expoziție, mulțumindu-le colegilor mei care au căutat prin arhive și care au cerut sprijinul și altor instituții pentru a dezvolta această expoziție cu imagini sau fotografii de arhivă, sper ca această expoziție să fie o carte de vizită în plus, o invitație de a vizita Palatul Cotroceni, Muzeul Național Cotroceni. Sper să avem ocazia ca această expoziție să poată fi prezentată și în alte spații și să invităm astfel un public mai larg către Muzeul Național Cotroceni să descopere, iată, spațiile care apar aici în imagini de arhivă în mărime și în mărime naturală și în forma lor originală sau așa cum a putut fi restaurată. Prin urmare, este o expoziție foarte importantă pentru noi din această perspectivă și sigur din perspectiva istorică pe care colega mea o va prezenta cu siguranță în mai mare detaliu în cele ce urmează în această seară. Cu voia dumneavoastră voi face eu trecerea către domnul consilier prezidențial Sergiu Nistor, căruia îi mulțumesc foarte mult că este și în această seară alături de noi, așa cum este în permanent, și domnia lui și administrația prezidențială care ne-a susținut și în acest proiect, și să-l rog, să-l invit să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule director, doamnelor, domnilor, sunt reprezentantul beneficiarului, să spun așa. Eu cred că este o invitație, așa cum ați spus, domnule director, adresată publicului pentru a veni la Cotroceni și pentru a descoperi un ansamblu rar. Din păcate, avem posibilitatea să găsim și să le fie accesibile locuri a căror istorie și schimbare continuă în timp să fie atât de interesante. Mănăstire, reședință princiară, reședință regală, Palatul Pionierilor, vis de măreție al unui dictator și apoi sediu al prezidenției României și muzeu. Eu cred că nu există o contradicție în prezența administrației prezidențiale și a locului în care președintele României are locul de desfășurare a activității și istoria acestui ansamblu. Ba dimpotrivă, eu cred că trebuie să vedem în aceasta un simbol, o materializare a continuității statale moderne. Faptul că președintele României lucrează aici arată și respectul pe care îl dă instituția prezidențială continuității statalității noastre moderne, de care uneori ne plângem că nu este atât de bine evidențiată. Pot să spun că ori de câte ori am ocazia, le spun vizitatorilor, oaspeților noștri, despre istoria acestui ansamblu, despre partea veche și partea nouă a acestui ansamblu, despre restaurarea făcută de arhitectul Nicolae Vlădescu, despre faptul că e un loc în care oamenii pot să vină să viziteze un muzeu, să se roage la o biserică. Fac o glumă, e aproape ca Vaticanul, nu? Și noi avem un muzeu, și ea un muzeu, și ea o biserică, și noi avem o biserică. Așa cum a spus domnule director, cred că e o invitație pentru a descoperi nu doar starea de lucruri, dar și istoria atât de frământată, romantică, zbuciumată a acestui ansamblu. Am fost aici pionier la cercul de radio, nu mi-amintesc nimic cum ar trebui să fie făcut un radio. Dar mi-amintesc că am fost aici. Mi-amintesc cum săream gardul ca să joc tenis în zilele de duminică. Ca să spun așa, ce ți-e scris în frunte, ți-e pus. Mă bucur că oamenii din vecinătatea ansamblului Cotroceni încep să simt acest spațiu ca
unul organic al locului. Și cred că e și o pledoarie pentru a păstra și în alte locuri ceea ce aici norocul a făcut să se poată păstra. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnule consilier prezidențial, mulțumim și noi. Vreau să salut prezența printre noi a excelenței sale domnului ambasador al Republicii Moldova. Vă mulțumim că ați venit și de asemenea vreau să salut prezența și a colegilor care ne-au fost parteneri în acest proiect. Primul, Muzeul Național Peleș, n-au putut ajunge colegii noștri astăzi. Arhivele Naționale ale României, reprezentate de domnul dr. Claudiu Turcitu, Biblioteca Academiei Române și Institutul Național al Patrimoniului, reprezentat de doamna doctor director Dana Mihai. Vă mulțumim pentru ajutor și pentru sprijin pe care ni l-ați acordat în realizarea acestei expoziții și acum eu o să fac câteva precizări referitoare la parcursul pe care îl prezintă expoziția, pornind de la trecerea în revista a celor 340 de ani, așa cum s-a spus aici, și la faptul că acest ansamblu a cunoscut mai multe funcționalități, mănăstire domnească, reședință princiară, palat regal, palat al pionierilor, muzeu și sediu al administrației prezidențiale. Întregul ansamblu de la Cotroceni este un monument istoric de o valoare excepțională, cu o arhitectură admirabilă și o istorie specială, titorit de domnul Șerban Cantacuzino, locuit apoi de alte mari personalități ale istoriei românilor, și îl citez pe domnul Constantin Brâncoveanu, Nicolae Ioan și Constantin Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti, Barbu Știrbei, Alexandru Ioan Cuza, regele Carol I și regina Elisabeta, regele Ferdinand și regina Maria. De fapt, Cotroceniul a fost reședința de suflet a ctitorului, bineînțeles, și apoi a familiei princiare și regale, Ferdinand și Maria. Ceea ce se vede, în primul rând, expoziția este una fotodocumentară pe care noi am completat-o cu obiecte din patrimoniul Muzeului Național Cotroceni, pentru a reda foarte fidel epoca respectivă, în primul rând epoca regalității, iar fotografiile pe care o să le vedeți pe panouri sunt unele inedite, sunt fotografii vederi panoramice, vederi aeriene, interioare care reprezintă imagini ale Palatului Cotroceni din perioada, prima perioadă de construcție. Arhitectul Paul Gautreau, arhitectul francez Paul Gautreau, este cel care a fost însărcinat să ridice pe fundațiile vechiului Palat Cantacuzin Palatul Princiar între 1893 și 1895. Apoi, de fapt, planurile lui Paul Gautreau sunt în arhiva, în original, în arhiva muzeului. De asemenea, în expoziție sunt prezente în original și planuri ale arhitectului Grigore Cerchez, cel care a continuat construcția pe aripa de nord a palatului la dorința reginei Maria, și de asemenea saloanele care au fost transformate de asemenea din dorința reginei Maria și decorate după gustul său, și o să vedeți aici imagini cu salonul de aur și dormitorul argintiu realizate între 1901 și 1905, cu salonul norvegian sau neobișnuita cameră Maroniei, cum îi plăcea reginei să o numească, realizată de arhitectul ceh Karel Liman în 1910, cu sufrageria regală în stil neoromânesc, realizată de Grigore Cerchez între 1910
13 și 15 și apoi transformările realizate între 1925-1927 și 1929, toate din dorința reginei Maria de a transforma Cotroceniul, reședința sa de suflet, unde ar fi dorit să fie să-și trăiască ultimile clipe ale vieții, însă nu s-a întâmplat așa. Cotroceniul care are o poveste, pentru că fiecare casă, fiecare, ca și oamenii, fiecare casă are o viață, are o poveste, dar din fericire casele care mor pot fi readuse la viață de niște oameni speciali, cum au fost și cei care timp de 10 ani, după cutremurul din 1977, au reușit să redea Cotroceniului frumusețea și faima de odinioară, lucrări coordonate de arhitectul dr. Nicolae Vlădescu, care din nefericire ne-a părăsit acum câțiva ani. Iar un alt moment despre care a vorbit și domnul consilier prezidențial a fost acela al Palatului Pionierilor, care a funcționat din 1950 și până în 1976. Iar aici am ilustrat cu câteva fotografii inedite acest moment. Am mai avut Muzeul Cotroceni, am organizat o expoziție cu această temă în 2011, care s-a bucurat atunci de mare succes și foarte mulți foști pionieri care și-au petrecut copilăria aici în acest palat au reușit să ne împărtășească din amintiri și chiar să ne ofere o serie de obiecte lucrate la cercurile din acele timpuri. Deci, Palatul Cotroceni vă așteaptă în continuare. Noi, cei de astăzi, trebuie să-i ducem mai departe povestea și sper ca expoziția să vă placă și să vă deschidă apetitul, așa cum s-a spus aici, de a vizita Palatul și Muzeul Cotroceni. În continuare vreau să mulțumesc administrației prezidențiale, domnului consilier prezidențial Sergiu Nistor, domnului consilier George Vladimir Duhan. Vreau să-i mulțumesc și domnului director pentru sprijin, doamnei director adjunct Ana Ludașer, colegilor mei cu care am lucrat la această expoziție și tuturor colegilor din toate departamentele care s-au implicat în realizarea acestei expoziții. L-am lăsat la final pe domnul Dan Țălnaru, coordonatorul de proiect, pentru că vreau să-i adresez mulțumiri speciale și pentru că am reușit în această vară să lucrăm, să stăm la muzeu mai mult decât în vacanță și să punem pe picioare această expoziție.
Doamna director, ne puteți spune câte ceva despre obiectele acestei expoziții? Păi, în primul rând, este o expoziție fotodocumentară, cu fotografii, documente, planuri arhitecturale, schițe, la care am adăugat și o serie de obiecte de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național Cotroceni. Fotografiile de pe panouri sunt atât din colecțiile noastre, cât și din colecțiile partenerilor noștri, pe care vreau să îi citez: Muzeul Național Peleș, Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Academiei Române și Institutul Național al Patrimoniului. Sunt fotografii inedite, fotografii care unele dintre ele nu au mai fost publicate. Sunt fotografii cu imagini din Palatul Cotroceni, din prima fază de construcție, cea a arhitectului Paul Gautreau, realizată între 1893 și 1895. Fotografii din perioada când Palatul Cotroceni a fost locuit de familia regală Ferdinand și Maria, cu saloane transformate de către regină în diverse stiluri de decorative și în principal Art Nouveau și stilul neoromânesc, și de asemenea fotografii inedite din perioada Palatului Pionierilor, dar și fotografii care ilustrează distrugerile pe care acest ansamblu le-a suferit la cutremurul din 1940 și cel din 1977. Dar despre Mănăstirea Cotroceni? Mănăstirea Cotroceni, de asemenea, apare în expoziție, este reliefată printr-o serie de fotografii ale ctitorilor, fotografii, dar și obiecte pe care le avem în patrimoniu, în expoziția permanentă a muzeului nostru dedicată Bisericii Cotroceni, istorie, artă și spiritualitate. Icoane, în primul rând, candele, sfeșnice, obiecte provenite de la Biserica Mănăstirii Cotroceni, demolată în 1984. Este restaurată, se află din nou pe ridicată începând cu 1999, sfințită în anul 2009, anul acesta se împlinesc 10 ani de la resfințirea bisericii de la Cotroceni, reconstruite și pe vechea fundație a bisericii conservată, cea din 1984, și care păstrează în interior pietrele tombale ale membrilor familiei Cantacuzino și câteva fragmente de frescă recuperate după demolarea bisericii, pentru că fresca bisericii de la Cotroceni a fost realizată de celebrul zugrav Pârvu Mutu. Querida.